Universitatea din Craiova, prin intermediul Departamentului de Relații Internaționale, în parteneriat cu Asociația Erasmus Student Network Craiova și American Experience Craiova, a organizat astăzi, în holul central al Universității din Craiova, a treia ediție a evenimentului Be Multicultural. Evenimentul Be Multicultural se află acum la a treia ediție. Este organizat în parteneriat cu Universitatea din Craiova, Biroul de Relații Internaționale și American Experience. Urmărește, de fapt, promovarea mobilităților Erasmus Plus printre studenții străini și se dorește cumva încurajarea acestora să plece din țară, să aibă experiențe noi și să se întoarcă cu un bagaj de cunoștințe mult mai mare decât îl aveau înainte. Vizitatorii au putut lua contact cu țările de origine ale studenților străini prin obiecte și produse tradiționale care au fost aduse la standurile individuale. Am încercat să aduc câte puțin din fiecare produs de al nostru tradițional. Mi-a luat cam 4 ore să pregătesc tot ce este aici pe masă și pot spune că toate au avut succes printre studenți, dar cele mai apreciate au fost clătitele cu mere. Îmi place foarte mult Craiova, îmi plac colegii și sper să descoper cât mai multe despre acest oraș. Am venit la eveniment cu tot felul de lucruri din Mexic pentru că știam că aici nu voi găsi astfel de lucruri. Am adus dulciuri specifice, am pregătit câteva preparate tradiționale și am adus și bijuterii și eșarfe specifice zonei din care provin pentru a le arăta celor prezenți aici că nouă ne plac culorile și țesăturile lucrate manual. Când am venit aici, mă gândeam că îmi va fi destul de greu să mă adaptez, dar am avut plăcuta surpriză să găsesc foarte mulți vorbitori de spaniolă, astfel încât îmi este destul de ușor să port conversații cu colegii mei. Am încercat să aducem la standul nostru câte puțin din fiecare preparat turcesc. Cele mai căutate au fost dulciurile, în special rahatul. Îmi place mult experiența trăită în Craiova. Îmi plac colegii care sunt foarte săritori și încearcă să ne ajute cu tot ce pot. Alături de standul României, în holul central al Universității din Craiova, au fost prezente standuri care au reprezentat Spania, Italia, Turcia, Polonia, Grecia și Mexic.